de la tine, de acolo. E Caterinca Maximă cu ea. Cristi, Zi, frate, zi! ce am mai făcut astăzi la Siracuza, acolo, cum o cheamă Siracuza, cum? Ce-a făcut de cap, crede-mă. Serios? Da, Tot cu s-a... jepilă sau cu alt jepilă? S-a dus cu altul pe acolo, jepilă le-a prins pe acolo cu alții, cu bani. Nu, E balamul serios. mare, crede-mă. A E ieșit balamul. carambol și când întorc înapoi? Păi nu știu, că jepilă nu mai mă sună pe mine, că știi că trebuie să ne dea banii aia. A zis că mi dă mie, dar eu cred că minte. E mare mincinos. Mă, deci cum îl cunosc eu, hai de drumul să jucăm un meci. Ascultă, Zi. după cum îl cunosc eu, păi el e plătitor, el era plătitor ca mine tot timpul. Da, e faza, știi care e? Că el e îndrăgostit de amândouă. A murit. Ah. Ai auzit? Dumnezeu să-l ierte, Cătălin. Cine a murit? De Corduneanu, zicea. A, am auzit și eu. Hai, tap-tap, prieteni, măcar sunteți 145, Deci eu hai, cred că s-a tap-tap, să îndrăgostit. jucăm un meci cu Cristi. De pilă, cred că s-a îndrăgostit de amândouă. Da, frate, atunci face plata. Trebuie să facă plata atunci. Asta zic și eu, Eu Leo. zic o face, eu zic o face. Ia să vedem, eu nu cred până nu văd. Eu nu cred până nu văd. Dar de Olga, ți-a mai zis ceva? Olga, dar ce să zică Olga? Păi am zis eu dacă să te sune pe tine sau pe Olga. Dar Olga nu e la București. De asta am zis să te sune pe tine. M-a sunat pe mine acum 2 zile când am pus și pe YouTube și m-a sunat pe mine că da, Cristi, vin în câteva zile banii 20-25 de mii ca să... Auzi, 20 de mii pe mașină și 5 mii ca să le lași în pace. Auzi, că e frică că tu te bagi iar pe... A, nu mai am treabă frate cu ele, nu mai, gata, nu mai. Ești ocupat, faci paștele la Focșani. Da. Înțeleg? O să vin, cred că trebuie să mergem joi sau vineri la emisiune, la Adiță, am zis. E, vedem noi, dacă nu te duci singur, vrei să vin și eu? Păi aș vrea să vii, ce? De ce să nu vii? Da? Poate întorci de acolo până vineri. Păi da. O să fie după masă. La voi în Să fie România, mersi, te pun frate. cum e vremea în România la voi? Că aici în Italia e E frumos. bine, e bine, a fost cald astăzi. Da? A, A e bine. fost cald rău de tot. Da? Și la Siracuza bate vântul. Nu e timp de vacanță, dar asta e. Mulțumesc, Eli, te pup. Uite că a intrat un prieten aici. Cosmin, cine? Ăla a intrat, bă! Ce faci, măi, de petitor la mine? Să ne dai banii, băi! Jepilă? Nici pilă, măi, ești nebun! Pe bune? Da! Auzi, că nu vă terminați cu prostile, ce vrei să spui, măi, jepilă? Pune să-i vadă de treaba lui, să, dacă e plecat cu fetele în vacanță, să nu mai stea pe TikTok. Băi, mai stai, mă, pe TikTok alea, s-au dus cu alții acum. Ce fraierești! Fiecare am fost fraier la rândul nostru. Păi da, acum E rândul lui. o să trebuie să învețe din greșelile tale, Leo. Marinel, da. Sau Marinela, nu știu cum ce scrie acolo. Auzi, că lăsați fetele în pace, băi, Băi, dar ce mă, ești Aristică gelos? Legionarul, ce faci, Aristică? Dormim? Auzi, că să lăsăm fetele în pace, dar ce mă, ești Hai gelos? că te sun după ce închid Aristică acum aici. Ca să vorbim ce facem cu omul care pleacă dimineața să cumpere pepeni de la Craiova. Auzi, că ne dă banii, jepila, auzi, că o Zim să mă Marinel sau Marinela. Zim dacă ești fată sau băiat. Leo, e mai important, auzi, ne dă banii, jepila, auzi. Eu cred că ne minte. Zic când vine să ne dea bani. Păi când vii, bă? A, pui și găini. Eu sunt cu Mariana acum. Păi, dar tu ești peste tot acum. Te-au părăsit astea. Ce naibii s-a Cu întâmplat cu cine, mă? Cu cine? Cu Marian? Mariana, auzi? Haide, mă, închide. Zici să mute canalul, mă, schimbă canalul. Hai că-i dau bloc. Hai, pentru limba română, Apăs pe apăsați 2. pe 1. Sau pe 2. Ești chiar obraznic, Jepilă, cum adică? Băi, nu Ești te rușine. Marian acum, dar cine ești tu? Ai fi, oi fi tu, Leo, de la Strehaia?
Leon de la Strea a plătit femeile, mă, frate. Păi da. La greu. Cătălin, nu mă mut, dar mai poate trec și eu pe acolo. Auzi că e șeful femeilor. Ce e șeful femeilor, mă, că tu am e... auzit, Jepilă, că pe tine te-a mâncat o femeie. Renata cu măsa te-a distrus, Jepilă. Ți-a mâncat toate milioanele de euro care ai furat de la stat. Auzi că tu ai îmbătrânit, că e rândul lui acum. Auzi și tu ce zice, Jepilă. Care Marinela... Care Marinela, Marinela? Marinela, Marinela. Ești Marinela, nu Marinela, am înțeles, dar care Marinela? Te știu? De la Obreja? Marinela Obreja? Adică ești de la Obreja, de la spital, de la Țandile? Poate o fi fost cineva care nu, a avut... Dacă ne știm, ne cunoaște Marinela? Sau de aici, de păceat? Da, ia stați puțin, mă scuzați să merg până la baie, că vin înapoi într-o secundă. Oh, nici nu mai pot să mă ridic. Stai puțin, Cristi, că vin acum. Da, te aștept, te aștept. Uite că eu pun grătarul acum. Uite, pun ceafa. Cosmine, Cosmine. Bagă-te la somn, Cosmine. Uzi, ce fac? Lăsați prostile că vin peste voi. Unde vii tu, mă, peste noi, mă? Că te provo la Eric Sef acum. Tu să dai bani acolo, să dai banii lui Leo, da? Vă scuzați, prieteni, am venit, dar n-am fost la baie de 2-3 ore cât am stat aici la TikTok. Dar mai pe TikTok, Leo, pe live. Am stat 2-3 ore, frate, chiar am înțepenit aici. Da. Băi, Cristi, ce faci acolo? Pe bune, eu nu știu ce faci acolo. Fac grătar, mici. Aoleu, la 12 noaptea, 1, câte acum. Am fost la muncă, am lucrat azi, toată ziua am lucrat. Ai lucrat? Da, am pus boiler, am pus băi, azi. Băi, și unde e șeful tău ăla, americanul? Patrone! Bă, cred că e cu o gagică în casă, nu știu ce face. Pe bune? Da, e teroare cu el, nu poți să... Tot timpul vine cu câte una, blondă, brunetă, roșcată, deci m-a spart. Înțelegi? Cum nu știi, Marinela, pe finul meu, pe Cristi Marin, e băiatul ăla de a fost cu Mariana Moculescu. Da, să o blochez o fraieră de aici. E, nu, e, mai e cineva cu el acolo, dar la cadru e doar el. Eu sunt la cadru pentru că, na, sunt la curte, la grătar. Marinela, ne știm că nu înțeleg. N-am înțeles, că n-am văzut. Am fost la baie cât timp ai scris tu. Dacă ne știm așa personal. Păi dacă tu ești la București, du-te și tu. Unde ești, Cristi? Aici sunt, la București. Ce București păi... că m-a dat de gol? Nu sunt la București, sunt la Siracuza. Aoleu! Cu Moculească Marinela, da? Da. E la care mergea pe la Capatos cu sicriul. Mai tap, 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 prieten, ce face, măi, nene? 9 puncte am luat din tap, tap și am aproape 200 de persoane. Dacă vorbești cu ea care a fost cu Mărculescu, nu e ea? Nu, nu. A, nu e ea. Marinela, nu e ea. A, Marinela. Păi și Marinela nu mă știe, ce n-ai zis? Marinela, ne știm de unde ne știm? Hai, tap, 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 prieteni. Aristica, mai ești aici? Vai, aș la grătar. Când era în Miami. Ba da, eram și Miami. Eu sunt peste tot, Eli. A fost... Băi, Aristica, nu dorme?
Măi, Cristi, dar unde e... Cum îl cheamă, mă? Cine, mă? Americanul ăsta tău. Mie îmi place cum îl spune el ție, în filmulețe. Americanule... Da, îmi zice bine, e patronul. Bă, patronul. Zice chiar bine. Chiar zice. Bine, zice, pe cuvântul meu. E belea de belea, crede-mă. Fala, mai uiți la noi aici ce face, mare frică. Auzi? Fala subiecte cu patronul de... El nici nu-și dă seama că el mă ajută pe mine. Da. Vezi? Te ajută rău de tot. A. Că oricum singur mai greu. Da, nu, că mă descurc și așa, da, el... E belea de belea, crede-mă. E, da, Isa, e... sau cum te cheamă, Isa, nu? Ai patroane la grătar, dor, ce faci? A, gagicile, ia uite ce face. Ai, băi, lasă-mă, ne arată gagica lui, lasă că nu mă uit eu. A, dar mișto e. Mamă, cum arată? Vezi că te înregistrezi, Leo. Te pun pe YouTube. Isa, ești frumos și că văd în poze așa. Dar poza foarte mică. Auzi, că spune Cosmin Olga la pușcărie. Cum adică Olga la pușcărie? Bună, Isa. Bă, nu ți-ai Isa, rău. Îmi dai și mie un mesaj în privat? Dă-mi un mesaj ca să te știu. Dă-mi mie, Isa, mesaj în privat ca să... Bună, mersi. Vezi că s-am dat follow, Isa. Și dă-mi un mesaj în privat aici. Marinela, unde ești? Mai zici și tu ceva. Uite, am 150 de persoane și nu dă tap-tap nimeni. Cum nu dă tap-tap nimeni? Pe română. N-am văzut așa ceva. Da, Marinela. Dați-i tap-tap lui Leo, dați-i și TikTok Univers, că nu mă supăr. Păi tu răspunzi. Ce să răspund, Adriana, că nu înțeleg? Păi vă răspund. Ce? Nu, poate n-am văzut mesajul tău. Păi dacă trec mesajele, imediat n-ai cum să le vezi, Leo. Că uite aici, mă joc pe TikTok, Gogule. Eli, nu vezi că vorbesc cu Leo? A? Te bucur că bună seara, nu zici? Pe cum să nu zic bună seara? Că am zis tot timpul. Am zis bună seara, bună dimineața acum, că e 1 noaptea. Leo, iau și zice Gabriel de la Severin, că frate, lasă grătarele când faci poftă și nu mai am timp să fac și eu unul, auzi? Gabriel? Gabriel al nostru, ăla cu zidăria? Cu instalația, parcă, nu? Da, păi dar ce face grătar noaptea el? Păi nu, dar că-i fac poftă și na, el n-are timp de grătare noaptea. Eu am timp. Oricând, ei, acum răbdăm și noi, Gabriel. A, da, știu cu asta, cu... Să le văd mai mare, a? Dar nu mai văd pe Cristi, nu mai văd pe nimeni la ecran. Eu sunt aici, nu mă vezi? Să rămână, Adriana, mersi. Uite, te pupă Gabriel, Leo. Salut, Gabriele. Gabriele, prietenul ursul, frate. Cum adică? Păi da, Gabriel n-are treabă cu meseriașului pește, înțelegi? Oricum știu, pentru că... Da, nu mai vorbesc. Am premieră și mâine, Eli. O să pun mai târziu. Marinela. Da, Marinela, cred că te-ai îndrăgostit de mine, nu? Da, problema e, dacă vrei să mă iei de bărbat, problema este că mai e puțin timp la dispoziție. Lasă, Leo, Leo, lasă, că nu te ia pe tine de bărbat. Poate mă ia pe mine, că tu ești ocupat. Ar fi bine, m-aș bucura, Cristi, să te însori. Marinela, dă-mi și mie urmărire și vorbim. Păi dar nu știu cum arată, că aici n-are poză. A, n-are poză? Da. Acum, dacă o avea și 80 de ani, ce faci? Dacă are mălai, așteptăm să se ducă și pe urmă luăm mălaiul, atâta. Că în rest n-ai ce să faci. Și dacă ne ducem noi înaintea ei? Nu ne ducem, Leo, că noi trăim 100 de ani. Ce ai? Mai glumi, Marina, la ce vrei? Nu se supere pe noi, că noi glumim.
Cristi, mai dai drumul ultimul meci? Al treilea meci cu Leo de la Sehaia, prieteni. Am intrat să te salut. Cam eu te salut, Leo. Mi-e place când îi Leo, ce lasă? E singurul care îți dau accept la jocuri, în rest eu nu joc. Nu las, Marinela, să știi că nu las. Că știu că n-ai 80, dar stai liniștită. Gabriele mici și ceafă de porc. Doar atâta. În rest, cum te simți, Leo? Ești bine, sănătos? Să rămână, mersi, Adriana. Da, da, chiar simt, mă simt bine. Chiar mă bucur pentru tine. Mersi, Crist. Asta ești forță, Leo. Hai, tap-tap, tap-tap, să dea dumneavoastră. Dați-i tap-tap, Leo, dați-i tap-tap, că merită. Super că nu pun gambele. Bine, cameli. Eu în Dileaua cred că doarme, prieteni, nu știu pe unde doarme, pe unde apucă. Asta e pentru Leo. Un mic mare, da. Un mic cu mic sau mic cu mare? Mic cu mare. Păi Leo, dar ce ai făcut cu Dileaua? L-ai luat la tine în curte? Da. Bravo, felicitări. L-am iertat, frate, l-am iertat. Ce... Auzi, Leo? Da. Deci tu ai făcut singurul gest frumos, în rest l-au alungat toți. Bravo, felicitări pentru gestul tău. Păi e fratele meu, viteg frate până la urmă, n-am să dau. Nu lași în stradă niciodată că... Indiferent ce greșel al faci. Bravo, bravo, frate cum gândesc. Bravo, Leo. Îl iei la București? Da, da, l-aș lua. Foarte bine, dar ai grijă, nu mai da bani așa de buzunar, de băutură, că se distruge. Lasă, să bea și el, ce să-i fac? O bere așa, da, dar nu prea mult. Da, dar el dacă bea o bere să-mi bată, care darul beției. Atunci ce facem? Că poate să moară de la băutură. Bere. Poate să moară de la băutură, Leo. Cine s-a supărat pe mine, Ion Dileaua? Auzi, că-i dă Cosmin palincă, auzi. Băi, Cosmin, auzi că are palincă de vânzare. Ia întreabă, are 20 de litri? Ai, mă, 20 de litri? Cu cât de litru? Cu cât de litru? Ia, cât e litru și cât ai 20 de litri? Ia, să vedem ce zice el acolo. Nu, no, Cristi pleacă în America, pleacă în asta, nu are timp să le ia la el. A, pe n-am cum să-l iau. Singurul care le iau la mine e Leo, dar fără șatră. Auzi și care băutură. Și cât ai litru, Cosmine? Am 1000 de litri, acum de palincă pură, auzi? Bă, spune că n-are cum să aibă el 1000 de litri de palincă pură. Și unde o ține? Ăsta e mincinos, mă, Leo. Că n-are rău nici în casă. E mincinos ăsta. Da, Marinela, da. Apariu cu el că n-are 1000 de litri, că el minte. El nu știe ce înseamnă 1000 de litri. Are o problemă gravă, Ion. Da, ai dreptate, Virginia. E vorba că pe bune chiar are o problemă. Prea pe bune. Acum nici mama nu e de vină, serios. Ai o problemă. Adică el merge până la colț, bea o pălincă, bea o țuică și s-a îmbătat în ea. Bună, Laura. Da, Cosmin, o să vin la tine când vii din Siracuza. Mai ești în Siracuza? Da, Gabriel, cred, știu, dar n-am ce să fac. Legionarule, unde ai fost mai? Ai fost pe aici pe TikTok? Pe cine ai mai văzut? S-au mai abonat la tine la contul de YouTube? Prieten, cine vrea să se aboneze la contul de YouTube Aristica Legionaru, pentru că este vărul meu, prieten. Bună, Camelia. Deci Aristica Legionaru de la Strehaia. Bună, Adriana. Da, chiar așa e, face pe el, adică... Dar n-am ce să fac decât să-l duc la un spital, dar nu vrea să-l ducă la spital. Pentru că când ajunge la spital se trezește. Auzi cum vrei ceafa, Leo, mai însântă sau mai uscată? Mai bine făcută, Cristi. Mai bine făcută, stai așa, gata. Cum da. Imediat. Imediat. Vine friptura, o trimit prin poștă. Și patronul unde e? Nu mănâncă și era o friptură? Patronul face din alea,
Care ai făcut și tu acum câteva zile. Adică spirituri. Exact. Opturi și șuruburi. Patroane! Doarme, nici nu mă aude patronul acum, l-a luat somnul. Dar e bine miros, dar nu știi că e bine miros. Eu o să iasă și el pe aici. Deci, Cristi, hai că te las, că nu mai pot de somn, frate, e târziu, am stat și așa până. Intrați să te salut. Hai, vorbim la telefon mâine. Mă bucur că ai intrat foarte bine, că faci singurul care îți dau accept la jocul. În rest, nu joc cu nimeni. Hai, sănătate, noapte bună, Leo. Numai bine. Totul noapte bun. Deci tu că eu nu pot să ies. Da. Dacă vreau, nu ies. Ok. Te pup.